Întreabă pastorul La Dumnezeu poți ajunge pe mai multe căi, spun oamenii. De ce susțin creștinii că Isus ar fi singura cale pentru a ajunge la Dumnezeu? La această întrebare ne răspunde momentele următoare pastorul Adiel Bunescu. În primul rând a spus-o Iisus. Cu subiect și predicat, el a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la tatăl decât prin mine, Ioan 14, versetul 6, bine cunoscut de cei care citim Biblia. De asemenea, în Matei 26, în grădina Ghețimanii, Iisus spune așa, în, în, frământarea lui intensă cu, cu tatăl, în rugăciune, spune, tată, dacă este posibil să treacă de la mine paharul acesta? Cu alte cuvinte, dacă e vreo altă cale. Răspunsul, totuși, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Nu era o altă cale. eu cred că este ofensă la adresa lucrării lui Iisus să spui că mai sunt și alte căi. Cum adică erau în căi, și Dumnezeu își asumă calea asta incredibil de grea. Nici nu ne imaginăm ce însemna pentru fiul lui Dumnezeu, nu doar să devină om, să zic că aia a fost partea ușoară, dar să-și asume vina noastră, el care nu a experimentat vreodată vina, el care nu a știut ce înseamnă să păcătuiești vreodată, să-și asume uriașul. Uriașa povară a păcatului nostru să moară pentru ea. A fost o agonie incredibilă. Adică, Fiul lui Dumnezeu a trecut prin asta doar ca să mai ofere încă o cale? N-are nicio noimă. Tot, tot mesajul creștin nu are nicio noimă. Ori or creștinismul nu este o cale, ori creștinismul este calea. Este o contradicție logică în, în, între ceea ce spune creștinismul și comparația cu celelalte religii. Nu-mi cape. nu cape în aceeași oală cu alte, cu alte căi. Ori Isus e singura cale. Ori el, ori el nu e o care deloc Pentru că gândiți-vă, creștinismul spune tu nu te poți salva singur Majoritatea religiilor spun tu te poți salva singur Ori tu nu te poți salva singur, ori tu te poți salva singur Din două una, n-ai cum să fie și cu una și cu alta Unde mai pui că diferitele religii nu propun numai soluții diferite, ci pun și diagnostice diferite nu? Care este problema noastră ca oameni? Gândiți-vă că te duci la doctor și um, un doctor îți spune Problema ta este la creier, trebuie să-ți facem operație pe creier Și altul spune, nu, problema ta e la picior, trebuie să-ți amputăm piciorul Și altul spune, nu, ai problema la stomac și trebuie să-ți dăm uh, antibiotice Și zici, da, toate soluțiile sunt bune <laughs> E nicio noimă În primul rând, diagnosticele sunt radical diferite Și, evident, soluțiile sunt radical diferite ori vreuna din soluțiile alea funcționează, ori niciuna nu funcționează. Să spui că oricare din soluțiile le am aplicat, ajungem tot acolo, n-are nicio, nicio logică. Ei, cam așa e și cu creștinismul și celelalte religii. Nu e vorba că noi suntem noi mai aroganți, și, dar în esență fiecare cale este, sau majoritatea căilor, poate sunt și unele mai inclusiviste, dar fiecare cale, ca să fie coerentă cu ea însăși trebuie să își asume că ea oferă soluția. Uh, și atunci, uh, asta este o, o, o schemă uh, din zona corectitudinii politice, ca să băgăm pe toată lumea, să nu fie nimeni ofensat, hai să le băgăm pe toate în oală și să zicem că toate, toate sunt diferite căi înspre același punct. Nu prea are sens cum să fie toate diferite căi. Ori toate sunt false, ori doar una dintre ele este adevărată, mai ales atunci când că ele se contrazică una pe cealaltă. Așa că Isus este o cale cu totul diferită. Dacă, dacă în toate celelalte religii, apropo de soluții și problemă prescrisă, creștinismul spune că problema omului este că păcatul desparte de Dumnezeu și că el e mocir la asta a păcatului, din care nu se poate scoate singur pe sine, și că Dumnezeu vine înspre om și Dumnezeu își întinde mâna și Dumnezeul scoate pe om din condiția lui de neputincioș și incapabil de a se salva pe sine și de a reveni la o relație cu Dumnezeu, pentru că păcatul ține prizonier și pune un zid între el și Dumnezeu, și că Dumnezeu își asumă problema omului și că um, Dumnezeu dă la o parte bariera prin sacrificiul lui Isus și că Dumnezeu ne oferă o, un loc în familia lui. Asta este un mesaj incredibil și nicio altă religie nu oferă asemenea prescripție atât de precisă sau poate mai, mai se aseamănă diagnosticul, dar cu siguranță soluțiile diferă radical între creștinism și, și toate celelalte religii. Și aș încheia spunând mă, vestea bună este că există o cale. Adică știi omul, omul când este la ananghie Uh, okay, șapte căi, trei căi păi, e o cale? Păi folosește calea adică apuc-o și mergi pe cale respectivă. Vestea bună când ieși la Ananghi este că există o cale nu neapărat 7, trei, 2, cinci uh, dar sigur atunci când ești într-un lume pluralistă în care ți se oferă mai multe opțiuni trebuie să cântărești și să analizezi și în ultima instanță creștinismul se distinge ca fiind cu siguranță o cale aparte uh, o cale care nu uh, merge împreună cu alte căi și dacă ea este adevărat, atunci ea este singura.